încarc și mașina, gata. Știți care se ia? Sunt băieții, lucrează bine. Nu mă duc să-i văd. Articlul 56 acolo. Arătați-mă, rog. Hai că n-am codurile cu mine. Dar eu am alte coduri care îmi permit să vorbesc. Pur și simplu cu înștiințarea. Bine. M-ați înțeles? Okay. Mi-a spus întrebare. Deci eu dacă rog, eu intru acum, camera voastră interziceți. Eu nu interzic, doar cum președinte de comisie. Nu mai vine doi, eu fac un bărbat. El nu e drept să-mi interzic, vă dați? Tot vale bani, am 24. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de fapt? 18 și încă doi. Ce să ești când m-ați avea drept? Și încă doi. Deci dacă mi se pare acțiunile mele ilegale, puteți să întreprinde oarecare măsuri legale. Nu aveți drept amuia să mă împiedicați. Este domnul ofițer? Ofițer, domnul ofițer, de ce mi-a spus să mă spus? Nu putem lucra. Dar puteți, domnul Orăiește, nu putem lucra. Ei ne ocupă teritoriul, blochează trecerea, alegătorii se spare și fug de aici. Da. Din cauza că sunt domnul Echipiu, care n-au nicio... Wow! Și nume interesant. Da, dacă vă este interesant, m-am prezentat. Așa. Încă o dată, Sergiu, îți explic. Nu aveți drept să filmați, vă raport. Să prezint un act care îmi interzice să filmez în interior. E teritoriu privat. Știi sau privat? Ia explică-mi. Privat, teritoriu privat. La moment de cauză este un spațiu public. Teritoriu privat. Eu ce nu știu. La momentul dat, asta e un spațiu alocat pentru... Tu ești președinte, tu ești. Tu ești, eu nu înțeleg. Este o secție de vot. Tu ești președinte, cum poți fi privat? Eu vorbesc cu domnul. Eu vă rog, domnul Sergiu, luați măsuri că el nu este. Nici observator, nici reprezentant. El nu are dreptul să... Dați pe rând să vorbim, nu vedeți, vă ascult tot. Încă o dată spun, nu aveți drept fără acordă. Vă rog, dacă vreți să filmați... Este președintele comisiei care a spus că mă știe... Să-mi arăți regulamentul care mi-a interzis, vă rog frumos. De ce? Stați un pic, domnul Sergiu. Eu ți-am lămurit de mai multe ori. Domnul Sergiu, dacă vrei președintele... Vă explic că nu există așa ceva. Eu am drept să filmez, pur și simplu cu înștiințarea președintelui de comisie. Cu lui. Cu ești nu, 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 ești în țară, fără ești în țară. Socialiștii au în fiecare... Eu cu fac rost, domnul Codric. Cum? Da, da, da. Hrașă zora, bine? Dar haideți, vă rog, ca să nu... Contracandidații noștri au camere de filmat în fiecare... Încă o dată, ca să nu perturbăm... Care are reprezentantul legal în... Vă spun, în fiecare sediu există cameră. Vă spun, eu nu vreau să fac amoi agitație electorală cu un contracandidat. Ia stați, vă spun. Băie, tu vă spune și-o poate zi. Pune și ce-o spune. Persoana este candidat la consilier. El de 8 n-are dreptul să intre în local. Eu nu intru. Da, eu discut și-o spune. Bună ziua. Dă-i voie să spune. Pune și-o spune. Eu vreau să spune. Mă legă bine. Ia cum ce bine să spune. La zi, la trebuie. Eu vă mă vă rog frumos, da, să liberăm trecere pentru a vota. Vă rog frumos. Da, da, aici. Așa, Eu vă rog, șefii mei, ia cu șvină și ați documentiză mai departe de cază. Asta și-am vrut să aud. Dar de ce nu s-a reținut persoana? Pentru că m-am drept să o rețin încă o dată, vă spun. Bine. Acolo s-a reținut, aici nu s-a reținut. Haideți, vă rog, nu perturbați... Bine, sunt de acord, sunt de acord. E adevărat. Cu sfadă și cu certuri, voi n-ați făcut cază. Eu cum vine, domnule? Cum vine? Moldova. Trebuie să iei voie că... Îmi zic un plus bani, sunt public și am tot drept. Nu stați să-mi spui ceva. Ce mi-a spus public, dar nu l-am filmat. Am toate. Tu te-ai întors, pe ceas mă filmezi. Implicat într-o schemă de provocare a alegerilor. Am tot drept. Mai mult de atât poți să vă reții și să chem un ofițer să... Nu știu, mă rețin. Dar știu eu asta, și numești să mă rețin. Bulgar să fie, numesc cetățean de rând. Nu, păi... Tu n-ai rimpterni să vă reții. Eu nu am nevoie. Este activist civic, dar cunoaște ce înseamnă asta. Dar ce trebuie să-mi zic? Vale bani 26? Sunteți Durleștean? De ce s-a revoltat lumea așa tare? Lumea s-a revoltat pentru că nu sunteți Durleștean, iar votați în Durleștean. Spuneți-vă, ce s-a întâmplat la Tăgălăgie, că nu reușesc să înțeleg. Valea Babi, o adresă 24 de persoane. N-am atras, atenție, problema că... Cadrul legal permite?
Mă dumneavoastră ce sunteți? Da, dar cum poate să se întâmple în cadrul de pe 30? Cadrul legal permite pe o adresă poți fi și 100 și 1000 de oameni. De adevărat cadrul legal permite fi și 1000. N-are poate pentru 10. Eu pot cumpăra oamenii. Demonstrat, dacă a fost achitat, demonstrat. Dar atâta timp cât vom obținut ștampilă originală. Dar noi nici nu ne spunem nimic. Care fața atâta ce intimi dați? Dar noi ce avem? Noi fim mare importanță. Un cetățean de rând cum vă prezentați dumneavoastră. Eu m-am prezentat, dumneavoastră nu. Păi nu vreau să mă prezint, că nu sunt cu necesitatea. Atâta timp dumneavoastră, dacă nu cunoașteți legislația, nu intimidați oamenii. Cine l-am intimidat? Ia că pe domnul în cauză. I-a spus că dumneavoastră sunteți pe asta. El poate. Ia că era, ia, unde e cetățean? Era pe aici, acuș. Eu tot ce a făcut, l-am întrebat cum se numește și de unde e el. Doar o singură adresă e implicată sau mai multe adrese? O singură adresă. El pus nu știe ce adresă cu care locuiește. El a venit atâta timp cât Comisia Electorală Centrală este în baza de date, adresă. Poate să nu știe de unde o fac ceva. Asta nu cam vă de competențe de asta. Nu sunteți problemă organe. Nu procuratură, nu sunteți cine ați. Nu sunteți un cetățean zic ca și mine. Nu avem dreptul. Avem. Hai te rog. Есть кодекс выборов, есть регламент, регламент у ЦИКа, избирательной комиссии по поводу значит, прав наблюдателя и прав представителя. Так вот, наблюдатель имеет право производить аудио, видео, статус. Мы говорим о обсерваторе, мы говорим о кандидате. Кандидат вообще не имеет права участвовать. Мы говорим о наблюдателях и представителях партии. Паша, имеют право производить аудио, видео, запись. Да, Гана. Да. Я с Айшем. Eu filmez, da. Da. Nu, 24 și numai ce am chemat poliția la 263 poliția. Dar poliția nu vrea să... Bun, Diana, mulțumesc, eu cu camera mă filmez. Cu mine a fost burghit, că așa e ori așa. Nu, burghit, normal. Încă o dată, eu mă lămuri, care e cadrul legal? Procedura normală, domnule, dacă mi-ați spus întrebare, v-am explicat. Nu, eu vă întreb altceva. Eu nu vă spun că sunteți dumneavoastră incompetent sau nu sunteți competent. Nu, stați o lecție cu oamenii prelungesc să voteze, cu oameni care nu au idee unde stă la evidență. Anunțați ce, acolo și depuneți plângere acolo. O secundă, noi este depus înregistrat material. Cazul, da. Ascultați-mă, Matan nu ești omul care să-mi dai sfaturi și trebuie să fac eu. Matan întreprinde conform obligațiunilor Matanilor. Dar dumneavoastră ce sunteți? Poftim? Observator național. Din partea cui? Din partea populației Republicii Moldova. Nu. Deputatul Parlamentului. Nu sunt observator național. Ai vezi, vreau legitimație ce aveți. Я знаю, кто тут рупальцы, но с ничего пытался. Я у вас куна начала. Стасу секунду. Ну, что-то дойдется, че сочтите, сейчас видите. Че сочтите, скажем, куда-то. Оприть, паузу, документацию, казу, вини 100 де уамин, кари вини жботезы, печей и шатрец. Так, вы нас не сентез де шпор, как ты умеешь. Ага, на вы его обиду, она покатан в омоле. Ну, куда-то вас спал. Матай это покатан. Матай это аутосесизат. Есть и де мульт аутосесизат. Ши ац интерпринь, по мотору. Eu încă o dată am înțeles ce cu domnul v-a spus. Asta tot ce pot să vă spun eu. Prav, ceacă, și avocat popor. N-au drept să reținu cu domnul? Vă rog să vă trebuie. Au voie, toată lumea are dreptul. Dar cine interzice nouă? Toată lumea. Și cine interzice? Nu știu că asta e zavidenia. Toată lumea are voie. Toată lumea are voie. Organ of Austria. Aici aveți să zic, dacă ești aici. Face privat, maxim greu. Toată lumea.